make them bounce. Salutare dragi prieteni și bine ați venit la un nou episod din cariera noastră cu Steaua București. După cum vedem, urmează ultimul meci din campionat. Am simulat toate aceste meciuri, am făcut meciuri bune. Dinamo s-a mai încurcat de fiecare dată. Avem 3 puncte în fața ei. Campionatul este luat și vom simula în deplasare la Viitorul. Nu avem cum să pierdem, 0-0 și am luat campionatul. Oricum suntem și la calificare, va trebui să calificăm echipa mai departe. Și da, am primit 5 milioane, vă spuneam, știam că atât vom primi, că am luat titlul, avem un buget destul de bun, dacă vom avea 20 de milioane, spun eu că va fi bine și va trebui să facem transferuri bune, oricum vă spuneam că vom lua și jucători români la Steaua, da, să vedem ce se va întâmpla, oricum va fi foarte interesant sezonul acesta, să ne calificăm Liga Campionilor, asta este unul din obiectivele noastre, să câștigăm apoi Liga Campionilor, scuzați-mă, campionatul normal să îl câștigăm, cupa ligii, super cupa României, tot ce se poate câștiga să fie câștigat, pentru că vom face achiziții foarte bune, vom face achiziții cu care să câștigăm toate aceste lucruri, toate aceste competiții. Da, 22 de milioane și jumătate avem buget, un buget foarte bun, spun eu. Să vedem ce jucători vom lua, va fi foarte interesant. Ofertă în transfer pentru Kipciu de doar de 3 milioane de la Saint-Étienne. Wow, ia că am scăzut cota oricum lui Kipciu. Noi cerem 8 milioane, poate cine știe, dar putem cere între 3 milioane și 3.400.000, cât de puțin. Vedem obiectivele, toate astea, chestii oricum care noi le putem obține, dar nu au avut cei de la Saint-Étienne să le iau pe Kipciu pe suma aceasta. Va fi oricum o săptămână de transferuri destul de grea, să spun așa. Vrem să facem transferuri bune, s-au întors și jucători împrumutați. O nouă ofertă pentru Kipciu de la Everton de 3 milioane, le cerem 7 milioane, oricum s-ar putea să dăm pe Kipciu, oricum poate la un schimb cu Maxim să mai dăm ceva echipei sale, pentru că oricum este mai scump decât Kipciu și este și mai tânăr Alexandru Maxim. Ofertă și pentru Iancu e foarte bun, cerem 5.400.000 celor de la Montpellier, care cred că s-ar putea să le am pe suma aceasta, nu știu, nu sunt sigur, dar oricum poate îl vom lua și pe... La cum este Cosmin Matei sau Mățel, să dăm pe Adi Popa, nu se dă dacă e pe Matei în locul său, în locul lui Adi Popa și pe Varela în locul lui Mățel. Oricum să-l dăm, să schimbăm o dată și pe Arlaus și să stă să-l un portar mai bun. Oricum avem multe de făcut. Lasă-l că e bun, Râpă. Sanciu Gardoș a crescut 78, Gardoș, overa 78, este cel mai bun jucător al nostru până acum, dar poate vom lua jucători mai buni, asta de fapt să fii sigur că vom lua jucători mai buni, Gabi, Matei, da, să vedem și pentru cine vom primi oferte, ce jucători vom lua, avem oferte foarte multe pe bandă, să spun așa, pentru Kipciu, le cerem 7 milioane celor de la Rennes. Am reușit să mai luăm un jucător, este vorba de Bruma, 20 de ani are acest jucător, foarte talentat, un portughez, deci este un jucător cu mare viitor, l-am luat de la PSG, avea acolo un rol important, jucător foarte important. Echipa noastră încă nu a crescut încă la 4 stele, dar va urma. Alex Maxim este jucător de 81 overar român, care am reușit să îl luăm, la fel Bruma 79 și îl vom crește cu siguranță până la 80, poate să crească. Că eu cel mai am căzut pe 85 la Bruma, pe Bruma. Islam Ferus, el foarte bun, are 19 ani, l-a luat de la Chelsea. Nicușor Stanciu a crescut 74 și el, echipa este în creștere, în formă bună, ce să mai. La Toflevici, oricum vom mai face schimbări, fiți siguri de asta. Ne vom lua și un portar, poate vom lua și pe Mățel, să vedem ce schimbări vom mai face. Momentan nu mai avem atât de mulți bani, dar poate vom mai da la schimb. Și suntem în Supercupa României cu Astra, oricum nu luăm mai niciun ban din trofeul ăsta, deci vom simula. Vrem să facem multe transferuri, nu vom juca foarte, foarte mult. Este neutral, batem chiar cu 2-0, Bruma marchează la debut, incredibil așa ceva, un om cu mult, două luni este accidentat Fernando Valera, un om cu mult viitor acest Bruma.
Și meci acum cu gaz metan pe terenul nostru, deci ce vom face? Vom simula și cu gaz metan, să vedem ce vom face acum. Arlauskis este în poartă, dar vă spuneam că va fi și el cât de curând schimbat, batem cu 4 la 0. Acesta a fost și episodul de astăzi, până data viitoare, rămâneți cu bine, am fost Ultra, sayonara!